Traian Băsescu reacționează dur în cazul Elenei Udrea, are dreptul să se apere prin toate mijloacele. Cazul Elenei Udrea ia amploare. Fosta blond de la Cotroceni a fugit în Costa Rica, acolo unde are deja statutul de azilant politic. Mai mult, de subliniere este aproape de a primi o sentință definitivă în dosarul Gala Bute, Udrea nu ar mai putea reveni în România datorită noului statut. Fostul președinte Traian Băsescu a reacționat imediat, sublinierea i-a vorbit despre situația Elenei Udrea, care a anunțat ce are statutul de refugiat politic în Costa Rica. Un om care simte ce e hașintuit are dreptul să se apere prin toate mijloacele, un om care simte i, mai ales, care știe ce nu are parte de o judecat corect. Are dreptul să se apere prin toate mijloacele, a comentat fostul șef al statului. Întrebat dacă are încredere în judecătorii de la Curtea Supremă, Băsescu a dat un răspuns transsubliniant. După ce am văzut ce este introdus eu numate incomplet înlocuit singura judecătoare care a spus ce acest inculpat, Elena Udrea, are dreptul la o expertiză independentă. A fost înlocuit imediat cu un executant. Cred că orice om are dreptul la un proces corect, a spus Băsescu în direct pe B1 TV.